avanti lì. C'è per 3 Tanase. Su de abil, Tanase la această fază poate centra, o face înapoi destul de bine. Coman, șutul lui Coman în plasa laterală, cred că a țipuit puțin și stâlpul. Prima acțiune periculoasă acestui meci. Larriman, care și-a părăsit zona, a venit în flancul drept, obligat de fază. Tanase, un raid foarte bun al lui Tanase și pasa către Florinel Coman, omul care a început să înscrie de la o vreme, în urmă și deposedat de același Denis Mann, care își repară greșeala în aplauzele publicului. Bun îndoiul cu Coman. Denis Mann, pasă bună, excelentă pasă, intervine cu piciorul Cobrea și reține cu tot Cobrea. Încă o dată reluarea pătrunderii lui Tanase. Tanase își face mingea prea lungă, drept și sub presiunea lui Panțâr, și nu mai ajunge la minge. Omcilovici. Tanase strecoară bine mingea pentru Momcilovici. Pasă înapoi, Coman. A ratat stopul, șutul bun al lui Filip pe atacul gazdelor. Aici ratează puțin stopul Coman. Vine apoi șutul bun al lui Filip. Filip, a cărui evoluție a crescut în calitate, se spune, prin anumite medii, de când urmează pentru Coman. Tanase din nou. Nioere, șut cu slângul, gol! Nioere a punctat și în august anul trecut, când cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1 aici, pe acest teren. Iată-l deschizând scorul în minutul 24. Cât de bine știe să fructifice fazele favorabile, un adevărat atacant de careu, care, în ciuda cavalitului ușor depășit, este extrem de abil. Fază lucrată în principal de perechea Tanase Coman. Da. În mijlocul a 5 apărători adversi, Nioere se mișcă repede ca un titirez și înscrie din apropiere. Ce pasă pentru Nioere! 2-0! Golgheterul lui din 2, într-adevăr, Tanase este cel care dă această pasă excepțională. Pasă minunată dată de capitanul Stelei. Mă rog, capitanul FCSB. În ultimele 4 meciuri, FCSB înscrie de 11 ori. E drept, 6 goluri au fost date în poarta lui Rudar Veleni. Singurul străin din istoria derbiurilor Steaua Dinamo, care a scris pentru ambele echipe. Extraordinară ratare a lui Chizito de la... Iată aici o centrare deviată. Chizito aici. Iacoliș. Numește Denis Mann. Încercat pasa la Iacoliș. Moruțan. Moruțan, bine, bine angajat Denis Mann, poate pasa, dar înscrie el. Înscrie el, 3-0 fază. Nu este offside. Stă foarte bine Denis Mann. Nu, Ovidiu Popescu era sigur cu poarta goală. Dar pasă dată din gleznă de Moruțan. Denis Mann lăsat singur cu portarul. De data asta Cobra nu mai poate face nimic.
Și FCSB face scor 3-0. Se conturează, iată, nouă victorie, a noua în fața. Spitează Iacoliș. Oh, sunt trei jucători bine plasați. Iacoliș pasă în fața porții goale. 4-0. Scrie Moruțan. Pozitivă făcută în mare viteză de formația gazdă. Iată linia de patru fundași a ieșenilor în spatele acestei triplete ofensive a gazdelor. Pasa decisivă dată de Iacoliș este într-adevăr urmarea logică, urmarea firească. Și Moruțan înscrie și el în campionat pentru FCSB. A fost ultima fază a meciului. 4-0 așadar pentru gazde. Prima victorie în această ediție de campionat. Și totodată cel mai clar succes.